Bine ați venit la Stax TV, de această dată un nou clip info despre cum să fim mai buni pe motocicletă cu ajutorul domnului profesor și fiind sprijiniți de OMV Max Motion, care ne ajută cu toate aceste clipuri informative. Veți vedea, vom avea și cu auto, vom avea și cu moto, vom avea și cu tot ce merge pe stradă, ca noi să fim mai buni și să ajungem toți acasă. Îl las pe domnul profesor, că eu și așa vorbesc mult și le-am făcut separat ca să nu mai întrerupă nimeni. Salut, sunt Marius Băcilă de la Rider Academy, instructor certificat BMW Motorrad și o să vă povestesc câteva lucruri despre cum controlăm motocicleta cât mai bine ca să mergem în siguranță pe ea. Partea de bază a controlului motocicletei este de fapt felul în care stăm pe motocicletă, poziția corectă și felul în care ne conectăm la motocicletă. O greșeală foarte comună pe care o văd la foarte mulți motocicliști este că stau pasageri pe motocicletă, adică chiar dacă eu sunt la ghidon, stau pur și simplu pe motocicletă și aștept să mă ducă ea unde vrea ea sau contribui și eu cât de cât așa la direcția ei de mers și la ce face ea, dar în general mai mult stau așa ca un sac și aștept ca ea să facă lucruri și să se întâmple chestii. Nu, poziția mea trebuie să fie una activă, să mă țin de motocicletă cu picioarele, nu cu mâinile, deși instinctul de bază este să mă țin cu mâinile de ceva care se mișcă cu mine. Eu trebuie să mă lupt cu acest instinct și să-l transform într-un reflex condiționat de a sta corect, adică mă ancorez de motocicletă cu partea de jos a corpului, mă ancorez bine de aici și astfel voi avea finețe și precizie la comenzi. O să simt bine ce îmi transmite motocicleta și o să pot să o controlez fin și precis în orice situație. Asta e cea mai importantă parte a mersului pe motocicletă și este totodată foarte trecută cu vederea, pentru că tindem să asociem mersul bine sau mersul spectaculos de bine pe motocicletă cu ce vedem noi pe la curse, da? Genunchi pe jos, coate pe jos, derapaje la 200 de km pe oră, îl vedem pe Marquez acolo în acțiune și ni se pare că acolo este mersul bun, da? Piloții aia merg cu adevărat bine și chiar merg cu adevărat bine, doar că pentru a merge în felul acela, ei trebuie să stea corect pe motocicletă și să o controleze corect, să se conecteze la motocicletă. Asta înseamnă că eu, când merg pe motocicletă, vreau să devin una cu motocicleta, oricât de clișeistic ar suna, vreau să mă unesc cu motocicleta și ea să devină o prelungire a corpului meu, în același fel în care o cană devine o prelungire a mâinii mele atunci când beau apă. Da? E un gest la care nu mă gândesc activ, pur și simplu vine natural să controlez cana atunci când o duc la gură. Evident, motocicleta este un obiect mult mai complex decât o cană, dar eu trebuie să tind spre a deveni una cu motocicleta, astfel încât să simt foarte bine ce fac roțile pe asfalt, să le simt aderența, să simt înclinarea, să simt ce îmi transmite motocicleta în fiecare secundă și atunci voi avea încrederea și abilitatea să o controlez fin și precis. Pe motocicletă contează mult mai mult precizia și finețea decât forța, da? Aceasta este o preconcepție pe care o întâlnesc foarte frecvent. Cu cât o motocicletă este mai mare, mai grea, mai puternică, lumea tinde să presupună că trebuie să fie așa un mascul dur și feroce, plin de testosteron și de forță ca să poți să controlezi bestia, da? Nu este deloc așa. Bestia se controlează mai degrabă prin finețe și prin precizie, nu prin forță. Și de asta trebuie să ne ancorăm bine pe motocicletă, să ne conectăm bine la motocicletă și atunci vom avea controlul precis al accelerației, al direcției, al frânei și al tuturor comenzilor și în același timp vom simți foarte bine ce se întâmplă cu motocicleta, astfel încât ne vom putea modula felul în care mergem pe ea și în care acționăm comenzile, astfel încât să nu depășim limita aderenței sau să controlăm motocicleta bine, să putem ocoli obstacole, să putem încetini atunci când avem nevoie și să putem duce motocicleta în direcția în care avem noi nevoie exact atunci când trebuie. Acesta a fost materialul informațional. Sper că v-a plăcut. Îi mulțumim domnului Marius Băcilă că și-a făcut timp să ne dea din învățătura lui, din experiență și din cursuri. Vă recomand să mergeți la cursuri de mers pe circuit, de abordarea virajelor, de tot ce se poate face la Rider Academy. Eu am fost și am fost foarte mulțumit. Mulțumim OMV. Share, like și subscribe dacă vi se par utile sau cel puțin amuzante.